N-am văzut nicio critică din partea voastră, nici de presa online, și de presa... Oh, citiți presa online. Da, mai citesc. Asta e o știre. Pe tine te citesc cu interes, pentru că ai articole. Asta e o știre, domnul președinte. Legat de violență care se manifestă în campanie, candidații USL. N-am văzut absolut nimic așa. Sigur, nu vreau să comentez nici cum, dar văzut că n-am văzut niciun fel de... Dar tot ce scrie în departamentul vostru apare pe toate ziarele. Mai deci, deci acum, dacă nu intervine poliția, ori ați fost miopi, ori n-ați văzut realitate. Nu știu că nu ne-ați invitat în marile turnee electorale. Păi vă invităm, noi n-am vrut să vă stricăm duminicile. Și filmele tăiate la montaj nu ne spun... Deci vreau să vă spun un lucru, nu tăiem filme. Sigur, noi alegem secvențele cele mai sugestive. Nu o să vă, n-o să vă întrebăm pe voi acum. Nu o să vă întrebăm pe voi ce să alegem. Dar vă spun... Dar ne dați voie ceea ce a fost, vă dăm voie să spuneți părerea. Dar vă spun la modul foarte serios că ceea ce a fost la Fedru este inacceptabil, indiferent care e poziția voastră. N-am știut... Cum n-am știut? N-am știut că voi sunteți purtători de cuvânt al Radu Moldovan, Chisiană. Recunosc că n-am știut.